Astăzi va trebui să supraviețuim într-un pătrat, dar acest pătrat va crește odată ce noi vom face nivele. Bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi avem o hartă foarte, foarte interesantă și cred că o să vă placă. Avem o hartă pe Bedrock foarte, foarte tare, unde puteți vedea că suntem într-un pătrat. Hai să dăm start și hai să vedem care este situația aici. Și se pare că suntem blocați aici, adică efectiv e un pătrățel foarte, foarte mic, nu-l vedem. Ia, putem să intrăm aici? Nici nu putem să intrăm aici, nici nu putem să atingem aceste animale și noi practic trebuie să facem nivel. Uite că am găsit ceva de făcut nivel. Foarte, foarte rapid vom face nivel și vom crește border-ul. Hai să facem nivel. Level 2. Și s-a mărit. Level 3. Și s-a mărit încă puțin. Hai încă unul. Bă. A, n-am făcut level 4. Level 4 s-a mai mărit puțin. Bă, destul de bine. Merge bine până aici. Level 4 până acum. Și nu uitați să lăsați și un like pentru acest episod dacă mai vreți idei de genul. Și abonați-vă să vedeți cât mai multe episoade. Salut, domnule porcușor. Ce faceți, mă, pe aici? Mama, aveți o fermă destul de mare, dar momentan nu prea avem acces la foarte mult din ea. Întrebare întrebătoare: cum am putea face noi XP cât mai rapid? Bă, sincer, cred că știu. Cred că știu cum putem face. Hai să mulțim. Vino cu ace. Nu, nu e borderul nostru. Veniți, veniți, veniți. A, sunt blocate. Da, mulți porcii. O, fii atent. Am mulțit porcii și o să luăm XP. Dăm XP, dăm XP. Foarte, foarte bine. Vino și tu, găină. Da, găina e pe partea cealaltă a borderului. Deci momentan cam atâta. Dar mai putem să luăm de aici. Bă, da, e... Uite, și de aici am luat niște bone meal. Barrel-ul ăsta, oh, mai găsim niște chestii interesante, nu e rău. Deci trebuie să găsim toate metodele prin care noi putem să facem level. Uite, practic ego-ul ăsta o să ne dea ok, n-am vrut să-mi dau un domnul porchi. Practic nivelul se face destul de ușor, doar că trebuie să găsim niște metode variate, să zicem. Mă, putem intra în casa asta? Nu știu dacă putem intra în ea. Ne facem chestiile de bază foarte rapid și hai să vedem dacă găsim ceva în casa asta. Pentru că, bă, chiar sunt curios dacă găsim ceva în casă. Ar fi foarte folosit. Bă, ce mi-a... What? Mi-a picat concret în cap, bro. Nu știam ce-mi pică. Mă, ce casă e asta? Nu înțeleg, ce casă e asta? Aici cred că suntem limitați. Mai putem să mergem încolo? Cred că mai putem să... Nu mai putem merge încolo. Deci asta e limita până acum. Asta este limita și... Trebuie să vedem cum facem. Ia, ia, domnul porchi, dă-te așa, domnul porchi. Ia uite-l, frate, nu mă la... Dă-te, mă, așa, n-auzi. Vreau să pun eu asta, dar trebuie să fie ăsta normal. Mamă, e mai greu decât mă așteptam să faci rost de niște XP. Bă, o metodă ce mai putem să facem XP ar fi să prăjim chestii, adică să punem în furnalul ăsta chestii. Hai să prăjim mâncarea, zic eu, hai să prăjim mâncarea și chiar pot să pun... Am pus sticuri, deja am pus sticuri și o să mai luăm cobblestone, tot cobblestone-ul ăsta de aici ca să facem, nu știu, unelte mai bune sau nu știu ce putem face în momentul de față. Ideea este că cred că am și putea omorâ animalele, adică nu știu dacă ar fi cea mai bună variantă. Dar trebuie să o gândim bine, pentru că totul e cam limitat aici, dacă puteți observa. Hai să luăm XP și ne apropiem încet încet de level 5. Oh, astea sunt bomb locuri. Bă, fiți atenți aici ce facem. Mamă, uite și ceva în casa asta interesantă. Mamă, cu bomb locurile. Păi vezi că o să fie tare, că efectiv avem bone meal garantat aici. Ia uite, mai băgăm aici un porcușor și... Hai cu level 5! Hai cu level 5! Ce faceți, mă, v-ați blocat? Ia uite, frate! Și a venit și XP-ul, dar nu e suficient. Poate e suficient de la mâncarea asta? Mamă, cât de greu se face XP-ul, bro! Mă așteptam să fie mult mai ușor. Bă, dar poți să-i mulțești non-stop? What? Cât de des poți să mulțești porci ăștia? Sunt cam mulți porci, ar trebui să mai scăpăm din ei. Sincer, chiar sunt mulți porci și așa facem și practic nivel mai mare. Uite că deja avem 5. Ne ducem bine deja. Vedeți că avem nivel 5 deja. Mamă, trebuie să dăm și noi acest copăcer joc, pentru că ne ocupă loc și după cum puteți vedea, nu avem foarte mult loc. Cred că și ăsta am putea să-l spargem. Nu, cred că și ăsta putem să-l spargem și așa practic locul o să fie mult mai mare. Hai să dormim și în patul ăsta. Ah, nu pot să mă culc încă. Wow, nu pot să mă culc încă, dar uite, pot să intru în casă. Mamă, până aici pot să intru. Bă, și uite-te câte bomb locuri avem, gen, nu e de glumă. O, acum stați că mulțim aici oile. Bam și bam.
Și porcii, nu știu dacă mai putem să-i mulțim. A, uite că mai e o vacă izolată. A, și uite, vedem și sus, vedem cât e chestia asta, cât este range-ul, cât de tare e chestia asta. Uite, aici e maxim, nu putem să mergem mai încolo. Bă, tare. Hai să spargem și noi chestia asta. Bă, parcă n-am loc. N-am loc, frate. Ia, vino cu a. Asta e blocată. Level 6. S-a mai extins puțin pe aici. Bă, dar de ce nu se spar frunzele? What? De ce nu se spar frunzele? Bă, e ceva acolo. Ba, nu e nimic, e border-ul. Se vedea border-ul. Vreau să ajung acolo. Vreau să ajung acolo, să văd, să deschid acolo ce e. A, uite, aici nu putem să deschidem. Ok, asta este. O să replantăm chestiile astea. Bă, momentan se mișcă destul de greu situația. O, am făcut roșii de ăstea. Foarte interesant. Bă, știi ce n-am fost? Eu n-am fost la minat. Adică chiar n-am fost la minat. Să văd, bă, care e situația cu minatul. Și cred că trebuia să fac asta de la început. Ce am găsit în chestul ăsta? Am deblocat aici casa cât de cât. O, avem și un painting. Hai să punem painting-ul la loc. Ah, ok, o să-l punem atâta. Ce faci, mă, porcușele? Am făcut level 8. Nu e rău. Mai avem încă puțin și facem și aici. Am mers puțin și pe la mina, nimica momentan. Mamă, și cu zombii. Dar am extins destul de mult zona. Nu știu până în ce direcție pot să merg eu pe aici, pe jos. Chiar n-am mers pe jos. Ah, bă, te duci destul de bine, n-am ce să zic. Ah, lol. Wow, vezi că m-am dus mult. Mă așteptam să mă duc mai puțin. Cred că am reușit să deblocăm. E nivelul 10 și... Nu putem să deschidem, bro. Faci mișto. Nivelul 10, uite-te cât e pătratul. Bă, chiar e de un pătrat destul de mare, n-am ce să zic. E un pătrat destul de mare. Și până aici putem. Mamă, uite, o să putem să deschidem și aici. A, uite că se duce asta fix la margine. Deci până aici putem să mergem. O să fie interesant. Oh, ce aici? What? Oh, ce mine interesantă. Bă, chiar e interesantă harta. Bă, dar trebuie să joci. De n-am înmulțit la animale, mi s-a luat, frate. Deci de nu am înmulțit la animale, mi s-a luat, efectiv. Poți să le mulțești, cred că din 2 în 2 minute sau ceva de genul. Și cam asta a fost principala sursă a mea. Deci am tot plantat, am făcut și cu bone-uri. Acum, uite. Ok, am omis acest morcov. Vino încoace, replantăm. Și hai să deschidem și asta. Ne-am făcut level 11, hai să vedem. Și iron ore, ok. Pickaxe am făcut. Și atâta, bro. A, dar uite că ne deblochează două? Sau pur și simplu ne-a lăsat doar pe asta? Ia să vedem în casă dacă avem ceva deblocat. Aici se oprește. Dar avem altceva? Mă, nu cred că mai avem altceva. E nașpa că ai progresul destul de încet. Adică nu e... A, aici s-a blocat. Am înțeles. Bă, deblochează mai mult, da, auzi. Ia să mă duc acolo la sat, să mă bat cu băieții. Mamă, ce-o fi acolo? Cred că e ceva undiță. Bro, am făcut level 15, deci aici 100% e un fishing rod. N-are cum, ești pe ponton aici, tot ce trebuie. Au venit toate animalele după mine, am înțeles. Și fishing rod, ce v-am zis? Ce v-am zis, efectiv, e fishing rod? Pot să pescuiesc? Nu pot să pescuiesc încă. A, dar mai e... A, nu e nimic aici. Ne-am luat seacă. Până unde pot să merg? Oh, uite mina, bro. What? Uite ce tare e mina asta. Dar nu cred că pot să mă duc foarte mult. Da, uite, aici se termină. Se termină cât pot să mă duc eu. Dar putem să luăm niște minere. Ce? Oh, și chest. Nu! Hai, se oprește, bă, la fix se oprește la... Ia... Oh my god, e prea frustrant, am nevoie de nivele. Uite și aici. Oh my god, trebuie să mai fac vreo 2-3 nivele ca să fie ok. O să punem la prăjit niște iron, că ăsta ne dă ca lumea XP. Și mai mulțim niște animale și chiar-s curios ce are mina asta mai mult. Auleu, schelete, salut, boss. Spawner, wow. Bă, cred că cu level 17 ar trebui să... Opa. Mamă, ce e aici? Fishing rod. Trecem. Ia uite-l, mă. Treci, mă, cu MCG-ul din mine. Ia uite ce-i dau la PvP la băiat. Bun. Cred că ar trebui... Ai, mă, faci mișto. Nu că ajung la el și am și 17. Bă, chiar credeam că o să ajung la el. Mi-am luat mare țeapă.
Și aici care e faza? Poți să urci pe aici? Ia. Unde ieși, mă? O, a, ok, n-am ieșit. A, dar uite ce-s ăsta. Ia vezi ce-s ăsta. A, nu e wow. Nu e deloc wow. A, ăla nu mai putem să-l deschid. Ok, cum mai ieșim? Am înțeles. Suntem blocați. Suntem blocați. Foarte tare chestia. Foarte tare ideea. Nu știu, îmi place foarte mult ideea. Mamă, Hobbit House. Băi, e tare rău. Ia uite, putem să... Hai să vedem cât ne lasă border-ul. Moment. A, până aici. Până aici ne lasă. Hai să spargem și noi casa. Poate mai găsim ceva. Pe aici nu găsim nimic. Bookshelf-uri. Și aici, în față... Da, nu, cred că putem explora mare lucru. A, dar avem casa asta. Am uitat complet de casa asta. Ok, are niște torțe. Bun, ok, ok, casa cu torțe. Dar are și un chest. Nu e wow chestul ăsta. Chiar nu este wow deloc, aș putea să spun. Adică e un chest mediocru. Mamă, vezi nava aia, bro. Vezi nava aia cum e. Chiar tare, chiar tare. Am făcut nivel 22 și putem să vedem care e faza cu această casă. Da, a, nu pot să spar, come on, bro. Da, uite, uite ce tare e, un Hobbit House, așa, foarte interesantă. Dați o notă la casa asta, e prea tare. Ia, poate facem ceva cu casa asta? Mă, ce ciudat, se deschide de ușa, ia să vedem. Uuu, crossbow. Și am găsit și armurică. Ia să vedem. Oh, mamă, zici că ne pregătim de domnul Ender Dragon. Așa s-ar zice. Hai să vedem ce avem și aici. Bă, ce stă asta? Mă așteptam să fie mult mai bun, gen. Chiar mă așteptam mult mai bun. Bă, acum că am găsit și ăsta, hai să vedem. Ok, diamante, nu e rău. Avem două diamante, dar întrebarea mea este ce facem cu două diamante, pentru că nu prea avem ce face cu două diamante. Cu doar două... Oh, ok. Măcar e carne prăjită. Ok, ok, bro. Cât de mult putem să mergem? Atâta putem să mergem. Mamă, încă nu ne apropiem de corabie. Bă, dar e făcută interesantă harta asta. N-am ce să zic. Credeți că avem vreo șansă să batem dragonul ăsta? Eu nu cred că avem nicio șansă. Bam și bam. Uitați-vă ce iteme am, gen... Bă, de ce am astea în plus? Efectiv, nu înțeleg. Bun, am și o 20 de săgeți, niște mâncărită, că un golden apple. Cred că e cel mai slab run cu care ai putea să te duci la dragon, bro. Deci nu faceți niciodată treaba asta. Nu vă duceți la dragon niciodată, gen. Am făcut vreo level 30, ceva de genul. Hai să ne încercăm șansa. Nu prea cred în șansa mea, sincer. O să încercăm să spargem. Ah, sunt puține. Alor. Nu. Ok, cred că mor aici. Hai, bătaie cu dragonul. Nici nu i-am spart ălea și eu mă bag cu el. Am înțeles. Mă, ce? Eu mă bag cu el și nici măcar nu i-am spart ăstea. Și ăstea, gen, am 20 de șanse. Am ratat deja. Am înțeles. Bine pe țintaș. Ia, vină cu ace. Cum ar fi să-l bat? Cred că ar fi cel mai troll run. Dar de ce nu dă în mine? Bro, de ce nu dă în mine? Sunt prea barosan. Nu dă în mine deloc, gen. Haide, mă. Mă, dar unde se duc? Ok. M-a luat pe sus. Unde se duc gloanțele? Hai că gloanțe. Uite că s-a dus bine erou. Hai că s-a dus bine dacă e... Ok, două. Uite că își face viața mărlanul, bro. Își face viața... Oh! Nu. Mamă, bate din asta. E tare ciudat pe bedrock. Domnul drag... Yo! What? Ia. Șansa noastră. Nu cred că-l bat. Nu cred că-l bat cu sabia goală, bro. Nu! Uite-te cât mai are. Bro, ce e asta cu... Cât de ușor poți să-l bați? Eu știam că e foarte greu să-l bați. Efectiv, eu așa mi-aduc aminte. Nu. Ia că a venit. Nu cred că-l bat. Hai. Bro, l-am bătut cu o sabie de diamond. Nu vine să cred. Bro, l-am bătut cu o sabie de diamond. Ia vedeți aici XP ce facem. Și deblocăm toată harta. Wow, level 52, 53. Bă, cam slăbuț. Mă așteptam la mai mult, gen.
A, uite, uite că am mai făcut, am mai făcut. Uite și pe aici. Bă, bine, hai, acum chiar explorăm harta ca lumea. Ia vedeți aici cu level 60 cât e harta. What? Bă, cât e harta acum, bro. Bro, s-a extins efectiv. A, aici s-a blocat. La level 60, gen. Bă, vreau să văd dacă... Mamă, vreau să văd dacă e deblocată barca. Chiar sunt curios la barca. Chiar voiam... Mamă, după mine! Bă, după mine! Chiar sunt curios la barca ce e aici. Chiar... N-am așteptat să... Mamă, un level mai trebuia. Hai că mai fac un level acum aici, nebun. Ia vezi aia pe catarg. Ia vezi aia pe catarg. Ajunge la ea, da, mă. Uuu, trident! Mamă, uite, dam pe aia. Și dă și cu fulgere. Boom, let's go. Bă, sper că a plăcut acest episod. A fost un episod interesant, puțin ciudățică harta pe final, dar eu zic că ne-am descurcat. Sper că a plăcut, eu am fost Sinner și v-am pupat. Pa, pa!